Fulgii de ovăz reprezintă un aliment cu o istorie îndelungată și recunoscut pentru beneficiile sale remarcabile asupra sănătății. Considerați o sursă esențială de nutrienți și fibre. Acești fulgi au captivat atenția cercetătorilor și a consumatorilor de deopotrivă datorită impactului lor pozitiv asupra organismului. În continuare, explorăm în profunzime proprietățile și beneficiile fulgilor de ovăz, evidențind rolul lor crucial în promovarea unei vieți sănătoase și echilibrate. Dacă îți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like, ne ajuți să progresăm. Ovăzul, o cereală cunoscută și apreciată în întreaga lume, are o istorie îndelungată. Fiind una dintre primele plante cultivate de om, inițial, ovăzul a fost utilizat în scopuri medicinale, dar cu timpul a început să fie consumat ca aliment. Fulgii de ovăz, obținuți prin procesarea boabelor de ovăz, au devenit un aliment de bază în multe culturi datorită beneficiilor lor nutriționale impresionante. Fulgii de ovăz sunt cereale integrale, adică sunt boabe de ovăz care au fost spălate, decojite, fierte, apoi tăiate rulate și uscate. Procesul de transformare a boabelor de ovăz în fulgi păstrează toate părțile nutritive ale acestora din tâi, inclusiv tărâțele, endospermul și germenul. Acest lucru face ca fulgii de ovăz să fie o sursă excelentă de fibre dietetice, proteine și vitamine esențiale. Există diferite tipuri de fulgi de ovăz disponibile pe piață fiecare cu caracteristici specifice. Fulgii de ovăz grosieri sunt procesați minim, păstrându-și textura și gustul natural. Fulgii de ovăz instant sunt prefierți pentru a reduce timpul de gătire, dar pot avea un conținut mai mic de fibre și proteine. Fulgii de ovăz din tărâțe sunt făcuți din tărâțele de ovăz, Fiind cei mai bogați în fibre dintre toate tipurile de fulgi de ovăz, fulgii de ovăz au o valoare nutrițională remarcabilă. Sunt bogați în fibre proteine, vitamine și minerale esențiale, cum ar fi magneziul, zincul și fierul. Conform bazei de date a Departamentului Agriculturii din SUA, 100 de grame de fulgi de ovăz conțin 389 de calorii, 16,9 grame de proteine, 66,3 grame de carbohidrați, 10,6 grame de fibre și 6,9 grame de grăsimi. Fulgii de ovăz reprezintă una dintre cele mai sănătoase opțiuni pentru un mic dejun nutritiv și sățios. Aceștia sunt o sursă bogată de fibre, având multiple beneficii asupra sănătății. Fibrele ajută la reglarea sistemului digestiv, contribuind la o digestie sănătoasă și la prevenirea constipației. În plus, un aport crescut de fibre poate contribui la scăderea nivelului de colesterol și la reglarea nivelului de zahăr din sânge, reducând astfel riscul de boli cardiovasculare și diabet, în ceea ce privește sănătatea inimii. Fulgii de ovăz sunt un aliat de nădejde, aceștia conțin beta-glucan, un tip de fibră solubilă care contribuie la scăderea nivelului de colesterol rău. Ledele, un studiu realizat de Școala Sănătății Publice din Harvard a constatat că un consum regulat de fulgi de ovăz poate reduce riscul de boli cardiovasculare cu până la 10%. Pe lângă aceste beneficii, Fulgii de ovăz sunt o sursă excelentă de energie. Aceștia conțin carbohidrați complexi, care oferă energie într-un mod lent și constant. Acest lucru îi face ideal pentru un mic dejun care să-ți ofere energie pentru întreaga zi sau pentru o gustare înainte de antrenament. Un alt beneficiu important al fulgilor de ovăz este că aceștia pot ajuta la controlul greutății, datorită conținutului ridicat de fibre. Fulgii de ovăzi sunt sățioși, ajutând la controlul apetitului și la prevenirea consumului excesiv de calorii. Acest lucru poate fi extrem de benefic pentru persoanele care încearcă să slăbească sau să își mențină greutatea. Fulgii de ovăz sunt recunoscuți pentru proprietățile lor nutritive și pentru beneficiile pe care le aduc sănătății, fiind o opțiune de mic dejun populară în întreaga lume. Un aspect important al fulgilor de ovăz este faptul că sunt o sursă bogată de fibre alimentare, conform Academiei de Nutriție și Dietetică. O dietă bogată în fibre poate ajuta la funcționarea corectă a sistemului digestiv. La reglarea nivelurilor de zahăr din sânge și la menținerea unei greutăți sănătoase, pe lângă fibre. Fulgii de ovăz conțin o cantitate însemnată de proteine și nutrienți esențiali. Proteinele sunt necesare pentru construirea și repararea țesuturilor corpului, iar fulgii de ovăz sunt o sursă excelentă de acest macronutrient. De asemenea, Fulgii de ovăz conțin minerale precum fierul, magneziul și zincul, vitamine din complexul B și antioxidanți. Toate acestea contribuind la întărirea sistemului imunitar și la menținerea sănătății generale. Un alt aspect remarcabil al fulgilor de ovăz este prezența antioxidantilor în special a venantramidelor. Acești compuși unici din ovăz ajută la protejarea celulelor din organism împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi, având posibilitatea de a preveni dezvoltarea unor boli cronice, inclusiv bolile de inimă și cancerul, avenantramidele, aceiași compuși care acționează ca antioxidanți au și proprietăți antiinflamatorii. Acestea pot reduce inflamația și pot fi benefice în afecțiuni precum artrita sau bolile intestinale inflamatorii. Dacă e să ne referim la fulgi de ovăz valori nutriționale, acestea sunt semnificative și recomandă consumul moderat, zilnic. Fulgii de ovăz sunt un aliment extrem de adaptabil, cu numeroase modalități de preparare și consum. Pentru început, putem vorbi despre cel mai comun mod de a-i consuma, adică la micul dejun, sub formă de terci sau muesli. Pentru aceasta, fulgii de ovăz se hidratează cu apă, lapte sau iaurt, iar pentru a le îmbogăți gustul și valoarea nutritivă, putem adăuga fructe, nuci sau semințe. Totodată, fulgii de ovăz se pot adăuga în smufiuri, supe sau deserturi. Fulgii de ovăz nu sunt doar un aliment sănătos și și un ingredient excelent în bucătărie. Aceștia pot fi folosiți ca bază pentru prăjituri, biscuiți, pâine sau chiar pentru prepararea de burgeri vegetarieni. Mai mult decât atât, datorită texturilor interesante și a conținutului nutrițional superior. Fulgii de ovăz pot fi o opțiune perfectă pentru înlocuirea făinei în diverse rețete. În afara bucătăriei, fulgii de ovăz au și alte utilizări, datorită proprietăților lor hidratante și calmante. Aceștia sunt adesea folosiți în cosmetica homemade. Fulgii de ovăz pot fi folosiți pentru a face măști de față, scraburi sau băi relaxante. De exemplu, o mască de față cu fulgi de ovăz poate fi preparată prin amestecarea a două linguri de fulgi de ovăz cu o lingură de miere și o lingură de iaurt. Diferența dintre fulgii și tărâțele de ovăz se bazează în mare parte pe modul în care fiecare dintre acestea este prelucrat. Fulgii de ovăz sunt produși prin aplatizarea boabelor de ovăz, o metodă ce păstrează întreaga structură a bobului, inclusiv germenii și stratul exterior, adică tărâțele. Pe de altă parte, tărâțele de ovăz se obțin prin măcinarea stratului exterior al bobului de ovăz, rezultând un produs cu consistență mai asemănătoare cu făina. Un alt aspect important ce diferențiază cele două produse este conținutul de fibre, deși atât fulgii cât și de ovăz sunt o sursă bogată de fibre. Ele se deosebesc prin tipul de fibre pe care le conțin. Tărâțele de ovăz sunt mai bogate în fibre insolubile, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea tranzitului intestinal. În schimb, fulgii de ovăz, păstrând întreaga structură a bobului, conțin un amestec de fibre solubile și insolubile. În ceea ce privește nutrienții, atât fulgii cât și tărâțele de ovăz sunt o sursă bună de proteine, vitamine din complexul B și minerale precum fierul, magneziul și zincul. Totuși, Procesarea diferită a celor două produse poate conduce la o concentrație mai mare a anumitor nutrienți într-unul sau altul. În utilizarea culinară, Fulgii de ovăz sunt versatili și pot fi utilizați în multe preparate, de la terci și băuturi până la prăjituri și pâine. Datorită texturilor granulate, tărâțele de ovăz sunt adesea adăugate în iaurturi, smufiuri sau la copt, pentru a crește conținutul de fibre al alimentelor. Unul dintre sfaturile esențiale pentru persoanele care doresc să beneficieze de proprietățile nutritive ale fulgilor de ovăz este consumul regulat. Aceștia pot fi adăugați în diverse produse alimentare de la cereale și aur la supe și deserturi. Consumul regulat de ovăz poate contribui la îmbunătățirea nivelului de colesterol și la reducerea riscului de boli cardiovasculare. Fulgii de ovăz pot fi utilizați într-o varietate de moduri, permițându-vă astfel să experimentați cu diverse rețete, de exemplu, pot fi adăugați în smotie în punct Folosiți ca topping pentru fructe sau ca ingredient în prăjituri sănătoase. Această varietate în utilizare poate preveni monotonia alimentară și poate încuraja un consum regulat. Prepararea corespunzătoare a fulgilor de ovăz este la fel de importantă ca și consumul lor. Este recomandat să fierbeți fulgii de ovăz în apă sau lapte. Pentru a-i face mai ușor de digerat și pentru a elibera toate beneficiile pe care le oferă, studiile sugerează că gătirea ovăzului poate crește disponibilitatea nutrienților săi. Consumul fulgilor de ovăz în combinație cu alte alimente sănătoase poate aduce beneficii suplimentare. Fulgii de ovăz se combină excelent cu fructe, nuci sau semințe, care adaugă un plus de nutrienți și îmbunătățesc gustul. Aceste combinații pot ajuta la menținerea sațietății pentru o perioadă mai lungă de timp, sprijinind astfel controlul greutății. De asemenea, fulgii de ovăz în constipație reprezintă un remediu excelent. În ciuda numeroaselor beneficii pe care le aduc fulgii de ovăz, există și situații în care consumul acestora poate prezenta anumite riscuri atunci când vine vorba despre fulgi de ovăz și contraindicațiile lor cea mai rară, dar totuși posibilă, este intoleranța sau alergia la ovăz. Deși alergia la ovăz este destul de rară, există cazuri în care anumite persoane pot dezvolta reacții alergice cum ar fi erupții cutanate, dificultății de respirație sau umflarea gurii sau a limbii. Pe lângă alergii, Fulgii de ovăzi pot cauza și disconfort digestiv la unele persoane, dacă sunt consumați în cantități excesive. Acest lucru se datorează conținutului mare de fibre care, în cantități mari, poate provoca balonare, gaze sau diaree, deși este bine cunoscut faptul că fibrele sunt benefice pentru sistemul digestiv. Un consum excesiv poate duce la apariția unor astfel de probleme. O altă posibilă contraindicație se referă la interacțiunea fulgilor de ovăz cu anumite medicamente. De exemplu, fulgii de ovăz pot interacționa cu medicamentele pentru reglarea zahărului din sânge, datorită faptului că fulgii de ovăz pot reduce nivelul de zahăr din sânge, atunci când sunt consumați în combinație cu medicamente pentru diabet. Pot duce la apariția hipoglicemiei. Este important de menționat că, în cazul unor afecțiuni precum boala celiacă sau sensibilitatea la gluten, consumul de fulgi de ovăz poate cauza simptome neplăcute, asta deoarece ovăzul poate conține urme de gluten, în funcție de modul în care este procesat. Fulgii de ovăz sunt o sursă de nutrienți esențial și oferă numeroase beneficii pentru sănătate, de la prevenirea bolilor de inimă până la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Ei oferă un potențial enorm pentru a îmbunătăți dieta și stilul de viață. Cu toate acestea, este important să se țină cont de contraindicațiile și de modul corect de utilizare a acestora. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.